Gămărie! Ordonat! Gămărie, vino căci! A, iară! Hai, vino căci, gămărie, am zis! Hai că avem treabă importantă! A, mă, ce fă, iar muncim? Păi n-am muncit și luna trecută! Măi, gămărie! Ordonat! Pe ce ai vreo să muncesc eu, mă? Măi, ați uitat ierarhia, măi, gămărie! Măi, băieți, aici e secția mea, nu a voastră! Hai, nu fi trist că ți-i dau și pe Bușean și pe Dulău, că și ei stau la fel ca tine, la fel de competenți. Ia strigă-i tu! Bușane! Dulăule! Veniți, mă, că vă cheamă șeful! Hai la raport! Hai, mă, repede! Pas alergător! Marș, marș, marș! Ce strigi, mă? Să treci. Dușane! Dulăule, a zis șeful că ne dă o primă. Haide, șeful, tot cu glumițe de-astea de grădiniță umblați, ce naiba? Și așa muncim de degeaba, de câte zile muncim, bă, de nu mai știu. Luna cu 31 și 2 de 30 am muncit mai una. Da. Și ce vreți, mă, să vă fac? Zi, mă. Șeful, că dacă tot au zis și am auzit, că am tras puțin cu urechea, că după colț, că am obicei... Asta se mai întâmplă și am auzit de primă. Nu s-ar putea să ne dați și nouă o primă, măcar o dată la două luni. O primă, un salariu, o mărire. Al 13-lea salariu, al 14-lea, al 15-lea. Băi, terminați, băi, cu fanteziile, că nu sunteți, mă, după 12 noapte. Să muncim așa în tine, acum. Băi, dar ia stai, mă, că acum te văd. Bă, tu ce stai așa, bă, ești cau, bă, ești tot să-ți se părți, ia trezi, bă! Vreau ce fără de dimineață, mă, chinu, dar așa... Ia ajutați-mă! Ce să mă ajute de ce s-a întâmplat, mă? Păi, din greșeală azi dimineață, șeful, m-am dat sub braț cu spray-ul paralizat din greșeală și, mă, cum uite azi dimineață, am rămas așa? Îl ajutăm? Ajutați-l, mă! Bă, ce vă zic, dar mine cred că, auzi, șeful, cred că a avut spray-ul expirat din cauza ta. Ia vezi la mâna aia, ajută-l un pic cu mâna aia. Băi! Ia că s-a zburat cucu. Na. Ia puneți, mă, cucu ca lumea acolo. Șeful, nu ne dă și o pupăză. Băi, drepți. Este un moment important. De o gravitate extraordinară. Ce? Lasă-mă, cucu, și scoate ce-ți veți auzi. Rămâne... Să nu spunem la nimeni. Rămâne între noi. E secret? E clasificat? Țara are nevoie de noi. Am primit o dispoziție de sus. De sus? De sus, de sus, de sus? De sus? Trebuie să-l arestăm pe primar. Pe primar? Bă, primar, da. Primarul ăla care... Șeful, știți de când urmăresc eu, îl urmăresc eu pe ăsta, de când vreau să pun mâna pe el? Îl înhățăm? Gata? S-a hotărât? Gata, da. Stai așa, că nu oricum. Trebuie să-i înșenăm un flagrant. Flagrant? Voi știți ce este ăla un flagrant? Ei, cum? Nu știu ce e ăla flagrant. Păi flagrantul îl înșenăm cu bastonul. Șeful, a terminat. Flagrantul, uite-te la mine, că am grade pe baston. Se înșenează cu armamentul din dotare. Băi, nevinovații lui tata. Flagrantul nu se face nici cu bastonul, nici cu pistolul. Cum v-am spus-o la lecții, mă, dar uitați de la mână până la gură. Flagrantul se face cu bani. Șeful, vă rog să mă scuzați, dar să știți că niciodată în viața mea n-am somat pe cineva cu pormoneu. Mai ales că nu vreau să vă spun că este gol. Eu când zic mâinile sus cu portofelul gol, nu mă ascultă nimeni. Băi, asta ați înțeles, băi, mă? Băi, vă explic și băgați aici, sub caschetă. Vă rog frumos. Unde? Bușani. Ordonat, șef. Iată. Te duci și intri în biroul primarului. Păși, păși. Deghizat în civil. Să știți că eu în femeie nu mă îmbrac. Mă, ce ai înțeles tu, mă, că trebuie să te deghizezi în civil? Asta înseamnă că trebuie să te îmbraci cu niște haine altfel decât ale noastre. Altfel. M-ai înțeles? Așa. Nu, șefule. Nu. Așa faci cum îți spun eu. Da. Și intri acolo și cer primarului o autorizație. Și pe urmă
îi dai niște bani. Și în momentul ăla, ce se întâmplă? Intră Gămălie și cu Dulău și îi pun brățările. Ia uite! Nu, șeful, vă rog să mă, ce mă terminați, lăsați-mă în pace. Auzi, șeful, eu nu mă deghizez în civil, pe cuvântul meu, că dacă mă deghizez, mi se vede dunga de la caschetă pe frunte și mă cinește ăia. Râde de tine după aia. Râde de mine toți civilii, eu nu mă deghizez. Da, mă, e dreptate. Fii atent cum facem. Gata, mă, tu știi că am soluții la toate. Fii atent. Te îmbraci în civil, așa cum ți-am spus eu, adică pui alte haine pe tine, dai șapca, cascheta, ți-o lași pe cap. Și în momentul ăla nu ți se mai vede dunga ca să râdă ăia de tine. Ai înțeles? Genial, șemul. Așa, da. Și brățările mi-l aduceți cu brățări aici, în birou. La treabă! Cum a zis șeful, mă? Noi îi dăm autorizația și el ne dă bani. Nu, mă, invers. El ne dă bani și noi dăm autorizația. Cum a zis, mă, cum scrie acolo? Să nu ratăm misiunea. Stai să vedem că șeful ne dă aici acolo. Le zice așa. El ne dă autorizația și noi îi dăm bani. Vezi, bă, că e cu flagrant. Flagrantul ăsta e. Ai înțeles? Hai, mă, hai, gata? Hai, baftă. Bună ziua, domnule primar. Sunt un alegător din circunscripția dumneavoastră. V-aș ruga frumos să-mi dați și mie o autorizație pentru garaj. Autorizație pentru garaj? Nimic mai simplu. Mergi dumneata la Duduia secretară alături să stai chitanță pentru banii de taxă. Bă, a zis ceva de bani? Pe el? Să nu umflăm! Acum, mă, bă, sunteți tolomaci, mă, sunteți tolomaci? Stai să n-audă. Băi, ce mă zici de bani? Stai, mă, să vedeți de bani, dar nu chiar așa, nu intrați acum, mă. Bă, uite ce șeful face, ce flagrant să considere momentul în care suspectul a pus mâinile pe bani. Vedeți, mă? Să trecem înapoi în dispozitiv. Noi n-am fost aici. Am să trăiți. Dar ce înseamnă abuzul ăsta, domnule? Ce înseamnă abuzul ăsta? O să vă reclam superiorilor, așa respectați voi autoritățile, pentru asta vă plătește primăria atâția bani! Bani? Iar a zis de bani? Apropo de bani! Îl umflăm! Dar ce-i asta, mă, fraților? Sunt victima unei scenări politice! Scenări politice? Să vină televiziunea! Hai, stai, stai, te opui! Să nu te mai opui niciodată în viața de ce mai zici șeful? Șeful, băi, nu e politic. Ia-și vede ce ai șeful aici, mă. Zice, dacă suspectul se opune arestării, se vor folosi mijloace specifice locului respectiv pentru a fi imortalizat. Ăsta e imortalizat. Că te-am găsit. Da, unde sunt banii? Banii. Banii. Banii, bă. Banii. I-am mutat la birou. Aolo, banii. Banii, mamă, ne omoară șef. Dar știi care e treaba, mă? Și așa mă nu-i scoteam din buzunar, că așa zice șeful, să nu-i scot din buzunar decât dacă el are în intenție să-mi ceară cu intenția de a-i spăla noi ulterior. Bă, de aici! Păi cine-i prost ca să-ți spele banii? Păi ce mai poți să-i folosești după aia? Poți să mai bine să-l interoghezi eu, cum știu. M-a lăs pe mine? Băi! Băi! Dai, mă, ușor! Dai ușor, că n-ai voie acum! Auzi, mă, Bușane, dar și tu, fraier, ai cerut autorizație pentru garaj? Păi ce, tu ai mașină? Ai o amărâtă de bicicletă. Trebuia să-i ceri ceva mai important. Ai dreptate, eu, Gămălie. Aici ai dreptate, pe cuvântul meu. Ia, lasă-mă puțin. Auziți, domn primar? N-ați putea să-mi dați și mie o pompă de bicicletă? Că mi-aș furat-o aia la altă ieri, infractoria, când am făcut razie la ei în cartier. Auzi, ia lasă-mă pe mine, că revin la mine. Băi, unde-i flagrantul? Eu te întreb, unde? Auzi, unde e flagrantul? Unde a spus flagrantul? Unde e flagrantul? Băi! Flagrantul ca flagrantul? Dar unde mi-a dispărut mie mâna?